Consilierii locali ai municipiului s-au întrunit în ședință ordinară joi 29 octombrie de la ora 15 la sediul primăriei Reghin. Ordinea de zi a cuprins 30 de puncte, inclusiv discuții diverse. Pe lângă acestea au mai fost adăugate 3 puncte suplimentare. Toate au trecut de votul consilierilor. Astfel au fost supuse votului rectificarea de buget pe anul în curs, stabilirea taxelor și impozitelor pentru anul următor, aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016. De asemenea, a fost votată afirmativ înființarea compartimentului Centrul de Informare Turistică Reghin și cel privind însușirea variantei finale a proiectului stemei municipiului Reghin. De asemenea, s-a aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 4.200 de lei în vederea participării delegației Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin și a Muzeului Etnografic din Reghin la evenimentul Toamna Culturală Românească organizat în localitatea Viena din Austria în data de 27-29 noiembrie 2015, dar și a sumei de 3.400 de lei în vederea participării directorului Casei de Cultură a Tineretului George Enescu din Reghin la expoziția itinerantă cu tema în artă religioasă creștină, organizată în localitatea Roma din Italia în perioada 25-30 noiembrie 2015. Un alt punct ce a trecut de votul consilierilor a fost cel legat de aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Liceul Tehnologic Lucian Blaga din Reghin în vederea organizării și desfășurării spectacolului caritabil Poveste de Crăciun, care face parte din proiectul comunitar Pe Tărâmul Poveștilor. Proiectele de hotărâre privind studiul de fezabilitate și declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiție, intersecție cu sens giratoriu a străzilor Iernuțeni și Gurghiului din municipiul Reghin și cel privind amplasarea pe domeniul public al municipiului Reghin a unor panouri de semnalizare a traseelor cicloturistice, au fost și ele aprobate. Ședința de Consiliu de joi 29 octombrie a fost transmisă în direct la Da Reghin TV.